Salut! Ce mai faceți? După cum v-ați obișnuit, ne vedem o dată pe săptămână, deși lucrurile merg înainte într-o viteză mai mare, o să vedeți surprize și inclusiv la Litoral TV, cât de curând. Noi ne vedem de treabă, mergem înainte, alegerile se apropie, mai sunt vreo 70 de zile și o să avem alegeri peste tot, inclusiv în Constanța, pentru primarul din Constanța. Așa e că e o plitiseală? Așa că parcă nu vă mai interesează? Dar am senzația că nici partidele astea care Altă treabă n-au decât patru ani de zile să-și pregătească un candidat să ni-l ofere și noi să nu mai putem de dragul lui sau să trăim în speranța că noul primar propus de partidul ăla sau de ăla va fi... Aia, a pregătit PNL-ul pe cineva și noi să nu mai putem să spunem băi, în sfârșit, ia dați-vă la o parte că ne-am săturat, vrem și PNL. Ai bine, merge cu Același domn Chița care a cu patru ani a pierdut și a pierdut în fața unui băiețel de la țară din Turcia. Nu e cunoscut. Dați seama, e complicat pentru mândria noastră de Constanțeni, pentru ideea noastră simandicoasă de Constanțenii, altcumva cumva decât restul. Ai, bine, cine vrea și candidează la Constanța, dar nu avem noi chestii de astea, nu știu de ce n avem. Nu știu de ce, pentru că Constanța nu e un județ făcut peste noapte, e un județ haha, care este în Dobrogea de la 14 noiembrie, de atunci de când ne-am unit, de când Carol I a vrut neapărat să avem teritoriu, este singurul teritoriu peste Dunăre care face parte din România. Aici da, ce se întâmplă Constanța? Vine un băiețel de la Beidaudă, nu știu, din Turcia, așa, de-abia venit pe aici, nu știa exact. Dar și ajunge primar ca și e așa că pare că nu ne interesează cine o să fie primar la Constanța. Suntem așa de dezamăgiți, nu? Măcar la vot o să mergem. Știu că oferta e dureroasă, ca să zic așa. Ea însă și e plictisitoare. Sunt trei cucoane care vor neapărat, nu știu ce jucărie e asta, ce îndeamnă pe unii, domne, candidezi la Constanța în clipa în care ai șanse. Dar nu te înscrii pe listă, să lungim lista, să furăm fiecare câte o 100, sută, câte o mie de voturi, ca eventual voturile astea să nu se adune de o parte sau de alta. Așa ne gândim noi. Nu. No. Dacă poți să te înscrii, de ce să nu te înscrii? Îți faci puțină notorietate, puțină faimă, te faci de râs. Că te faci de râs, adică. Candidezi la primăria din Constanța și tu scoți 100 de voturi. Și au dispărut. Că dispar ăștia care au fost primari și nu-i mai vezi. Dispar parlamentari de mare anvergură din Constanța. Dispar unii cum au dispărut cei doi care vreau neapărat să fie ei în fruntea PNL-ului. Dom'le, când ieși în public și spui Oameni buni, uitați-vă la mine, sunt pregătiți și eu să fac aia, aia, aia și vă fac o propunere. Ce ar fi să vă uitați la mine și să vă gândiți că aș putea să fiu un primar bun pentru voi? Păi nu te oprești! Păi nu te oprești! Nici dacă nu reușești, nici dacă nu te mai vor ăștia, adică dacă nu te susține un partid. Ai făcut o ofertă publică! Nu dispari în ceață așa, mă! Constanța asta săraca noastră. Dom'le, și era frumoasă, era tășteaptă, era faimoasă. Păi bucureșteanul când era el de mare bucureștean, așa când afla că ești Constanțean, să uita la tine așa cu oarece invidie. Cu... Constanțeanul era bine văzut peste tot ce se întâmpla în Constanța. Era și acum, și acum, o să verific, n-am eu timp astăzi, și că contribuția Constanței la bugetul național e foarte mare, e peste un miliard și ceva, da? De unde primim înapoi doar 100 ceva de mii. Puțin. Cineva, încă n-am înțeles o cine, vrea neapărat ca aici, în zona asta, care e foarte importantă, să nu se întâmple nimic, să fie plictiseală mare, să nu... Lumea să nu-și dorească Constanța. V-am spus, pe perioada mazării au plecat peste 30 de mii de cetățeni cu acte din Constanța. Au plecat aproape un oraș, aproape o mangalie, aproape o megidia. Unde s-au dus? S-au dus în jurul Constanței, unde au găsit teren, unde și-au făcut vile, unde și-au făcut case, la Năvodari, la Lumina, la Ovidiu, la Valul Traian, la Cumpăna. Pe cum să pleci până în Constanța, că cea mai mare bucurie a românilor de peste tot era să vină la Constanța. Ca să vii la Constanța, nici buletin nu-ți făceau. Eu, Constanțean, fiind de câteva generații, când m-am dus să fac stagiatura la Tulcea, mi-a zis unul, ce bă, Gigi, ai grijă, că tu să a Tulcea să se de Constanța. Prin 73. Gigi zice, să nu cumva să spună aia ștampilă de Tulcea, pe buletin, că nu te mai întorci. De la Tulcea la Constanța nu era voie să mai vină nimeni. Nu știu cum am făcut, dar când eram mic am fost un conjurat, mă învățase tata. Vezi și tu unde îți deștepți? Acolo. Acolo să te duci. Să stai totdeauna în preajma băieților de stei, să fii băia bun și să faci fapte bune, da? Să nu, să nu, te duci în anturaj de proastă calitate care te poate ademeni cu prostii și după aceea să-ți pară rău. Fii, fii băia serios toată viața ta. N-am scos buletinul la Tulcea, adică mi-au dat tăia ca să mă țin acolo trei ani de stagiatură, inginer, construiam comunismul. Am construit la comunist, m-am săturat, mă săturat, să mi bă. Bon. Uh, fabrici, Fabri și Uzine, vă dați seama, era prin băga Ceaușesc cu bani atunci în, în, Delta, dar era frumos, pentru mine era frumos, aveam șalupe, aveam camioane, aveam vapoare, aveam tot ce își putea dori un puștulică la 20 ceva de ani, faimă, mă rog, lucrări mari, frumoase, deștepte, bă. Bon. Dar uh, mi-au dat și apartament, mi-au dat apartament cu două camere, îți nu eram că stoi, n-aveam copii, eram singur Că acum stau și mă gândesc, bă, cum mi-au dat apartament dacă eu nu le-am arătat buletinul. Deci buletinul meu n-a apărut scris nicăieri Tulcea, pentru că mă a cineva și Cin ce nu te mai întorci la Constanța. Da. Și eu, în fiind, mi-am terminat sagiatura, bing, mi-am găsit, pe vremea să găsea de lucru dacă erai băiat deștept inginer, construim, construim, ce am mai construit? Fiu, Și acum? pe păi, să plece în Constanța 30 de mii. Și cine a fost primar în Constanța? Un băiețel care acum de bei daud în Turcia. Și cine vrea să fie primar în continuare acum? Pe ăsta care PNL-ul m-a așteptat să pregătească. Patru ani de zile să-l ducă la școală, să-l arate, să-l plimbe până oraș, să zică, băi, oameni buni, ăsta, uitați-vă, ăsta o să fie viitorul. Ai, s-au trezit. Acum, în urmă, câteva luni, l-am avut și eu aici, bă. Ionuț Rusu, un tip este țela, poate peste patru ani, dar acum era prea în pripa, așa, da, îmba. Și a venit Chița, Chița care are în sondaje mai puțin decât PNL-ul. Păi nu se poate. E inadmisibil. Adică vreo 10% din liberalii din Constanța nu-l vor păchița, nu-l potează. Da, e plictiseală mare. Plictiseală mare. Și totuși n-am să înțeleg. Orașele astea mari, București, de exemplu, m-a dat firea. O fetiță amărâtă, săracă, dați seama. Și-a lăsat pantofii, că intrat în București erau rupții și plin de noroi. Și acum e... Primarul General a capitale europene, București, două milioane și ceva de voturi, nu e ușor. Tot așa o fată de la țară, mă, Electoratul nu știu ce are în capul lui. Bine, de la Constanța, mi-l imaginez așa, e dezgustat, e, nu mai vrea, nu mai vrea. În campaniile dinainte, pentru că prietenii mei, cunoștințele mă știu, cu activitate politică de 96 și că mai sunt implicat pe aici și pe acolo, mă sună. Au început și acum să mă sună, înainte de campanii. Și înainte mă sunau și spuneau: Gigi, noi cu cine votăm? Cine iese? președintele Consiliului Județean? Sau cine iese primar? Da. Și acum știți cum mă sună? Știți cum mă sună? Știți, știți cum mă întreabă? Și bă, Gigi, e adevărat că iese tot ăsta. Deci nu mă mai întreabă bă, cine iese sau cu cine votăm? Bă, Gigi, tu îi mai știi pe ăștia aici, da? Poate ai nevoie de ajutor, poate trebuie și noi să te ajutăm. Zici tu cu cine să votăm, cine iese. Nu, nu, acum mă sună prietenii și au să aminte că suntem prieteni și că au nevoie de sfaturi pentru cine o să fie. Și întrebarea dominantă este, cum mă, Gigi, tot ăsta iese primar? Da, trist. Mă uitam la București și apropo de abundența asta de de firme, de pariuri sportive, unde ăștia pun pariuri pe cine ia cartona și cine dă gol în stânga, cine bate cornele. Deci poți să pui orice fel de întrebări. Și multe, 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 multe și câștigi. Câștigi, joci acolo un leu, 2 lei, 3 lei, 5 lei. Dar cota de pariuri pe care eu o anunță înainte, cam, cam știi. Deci, băi, cam câștigă ăla cu cota aia. Și atunci tu dacă vrei să joci pe câștigător, Joci 2 lei, câștigi 10 bănuți. Câștigi pe contracandidat care are o cotă proastă. Dar dacă câștigă, tu joci 10 lei și câștigi 1.000. Aaaa. Și mă gândeam, zic, bă, ăștia pun pariuri la aproape orice, sportive. Bă, dar ce-ar fi să pună ăștia pe alegeri? puș și am văzut pe unii Betfair. Betfair se cheamă, e o firmă de pariuri online, una cea mai mare din lume, știi? Cea mai mare din lume, da. Și au publicat o chestie de, de, cote pe candidații de București. Foarte interesant. M-am gândit, Toma mă gândea, bă, ce bine ar fi să fie așa peste tot și pacă la București. Fire are 1,91. Care înseamnă 43 fantastic, incredibil, aproape ca la noi aici deci bucureștenii tot pe firea o vor da. după urmează urmează Nicușor Dan cu o cotă de 2,0 adică cu 41%, foarte aproape foarte aproape de Madame Firea nu poți să stai liniștit când știi că te urmează ăsta din spate Nicușor Dan ba. Teodor Paleologu, mai țineți minte pe el, pe locul 3, dar cu o cotă 11%. Nu, 11, cota 11, cota de pariuri 11. Proporția este 8%. Cu 11 ce înseamnă? Joci 100 de dolari, câștigi 1100 11 de dolari, adică 1000 și ceva, da? Deci cotă mare, dar cine joacă pe Paleologu? Nu. Joci pe firea, care are 43%. Dar foarte interesante chestii, astea sunt mai aproape de sondajele, sondajele că le citim noi comandate de ăla, de ăla, de firme, de alea, costă mult și sondajele SRL. Partidele își fac sondajele lor interne, ca să știe el bine, bă ce șanse avem. La o televiziune centrală la seară, domnul Barna, care conduce o ul prospătura nouă după, 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 după șara politică, da? l întrebarea întrebat, ce faceți cu PNL-ul? Dom'le, noi am vrea, dar știți că PNL-ul ăsta încă joacă strâmb, încă se mai pupă cu PSD-ul, ceea ce știe toată lumea. Dar, păi, ce, ce, aveți de gând? Păi nu știu că să vedem, păi, păi nea USR, păi nea Barna, ce aveți de gând? Adică noi să vedem că noi ne am vrea că ăștia ta ca înainte. Bun, bun, și că tot soția așa, întrebam eu, că tot soția așa, pentru nu să ajungi niciodată, tot trebuie să te combini cu cineva. Adică tu ești invidios că PNL-ul se combină cu PSD-ul? Ai vrea tu, Sereste, cu un O să fie interesant spre alegerile parlamentare. Dar l-a întrebat direct de Constanța. Păi și în Constanța cum vă înțelegeți? Doamne, nu ne înțelegem deloc. Păi de ce? Păi acolo că baronii locali, că a dat așa o chestie complicată. Ceea ce vedem și toi, noi toți. Stelian Ion vrea să fie primar la Constanța, dar nu vrea să facă niciun fel de înțelegere cu PNL-ul, ceea ce mi se pare ciudat. Băi, chiar nu poți să găsești o chestie, da? PNL-ul în timp ăsta zice, domnule, noi facem un înțelegere cu sre dacă îl vor pe Și dă și să meargă cu lista uh, separată a lor pentru consiliere locale. Adică tu, PNL, în Constanța, domnul Huțucă, oferta ta, când mă pricep și eu astăzi, este ca usr să-l voteze pe al tău și tu, să nu-i dai nimic cu ului Politic mă refer, că doar nu o să-i dea bani. Ba. Ce fel de înțelegere asta? De ce nu se înțeleg ăștia? Știe cineva de ce PNL în Constanța cu Chițac nu se înțelege cu USR în Constanța cu Stelian Ion să facă o anumită combinație? Nu. Probabil că jocurile sunt mai periculoase nu? se întâmplă în politică. Ia uitați-vă aici și ăsta de aici ați scoate alea sau îl schimba alba neagră. Da. Ne zic nou că am impresia să vorbește din ce în ce mai mult că lucrurile ar fi înțelese. Unul să iasă cu al lui primar și al altul să iasă cu al lui președintele Consiliului Județean. Mm. Nu prea îmi vine să cred. Chiar așa să-și bată joc de noi, chiar așa să nu mai conteze voturile. Zilele trecute, pentru că Litoral TV are sediu năvădar, n-am cum să nu vă pomenesc din când în când, dar domnul, cum îl cheamă, cam uitat, da? Valentin Sterpu. Valentin Sterpu, eu l-am avut în emisiune aici, de la USR, USR Năvodari. USR de care pusese mai înainte cu altcineva, da, care e tot important, care a câștigat anul trecut alegerile cu USR în Năvodarii locul întâi la europarlamentare. Și a fost aici în emisiunea mine cu Negoi, șeful lor care a luat USR locul întâi pe Constanța. Deci usr foarte tare anul trecut, când lumea voia o prospătură și când vota așa cu USR. Acum e mai greu că te vorbește cu oameni. Și Valentin sterpul ăsta dă în la multă emisiune. Uh, pare un tip foarte bun, pare un tip de calitate. O ul are oameni de calitate, nu are peste tot. Nu și-au făcut organizații peste tot. Candidează la înovodare și am scris-o pe Facebook. Zice, atenție, e pericol acest valentin. Serbu, sterpu. Sterpu, da așa o să s ar putea să iasă primare repericol, știi? Pa, au sărit ăia comentarii, pe să mă strângă de gât. Unul zice, băi, Gigi, păi până acum spuneai că iese Matei. N-am spus niciodată că iese Matei. Matei n-are nevoie dacă vrea să candideze la primărie să spun eu sau să-l ajut. Matei e un tip tare să descurcă singur, dar nu știu dacă o să candideze, nu știu dacă vrea, de unde până unde că eu să zic că iese Matei și acum spuneau ăștia, bă, păi acum ai mai spus că iese Matei și acum îmi spui că iese Stârpul. Eu n-am spus că iese Sterpul, eu am spus că l-am avut în emisiune, că mi-a făcut o impresie foarte bună, că e pericol și că s-ar putea să iasă primar la năvădare. Păi dacă iese unul de la USR primar la năvădare de către USR, poate încurcat-o, bă, fraților, ați încurcat-o pentru că ăștia vin... Cu, cu barda, ăștia ei susțin fără penali, o să iasă lege în Parlament fără penal, adică dacă ești condamnat penal, să nu mai fi um, nici primar, nici consilier, nici președinte de de Județean, nici parlamentar. Dar e interesantă o chestie. Dar, domnule, ai avut un ghinion în viață, s-a întâmplat, ești condamnat, nu ești cercetat. Da? Ești condamnat, gata, tu, nu mai te duce în servicii astea publice, când nu, 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 i frumos, nu, nu, mai are lumea încredere în tine. Dar e interesantă chestia, o um, vedea. Altul m-a atacat, zice, băi, ce băi, haleți te duci tu așa să ne bași pe gât pe Valentin Sterpul ăsta, e Macedon de-al tău, Armân mi-a zis. Hai să ne înțelegem. Am spus de noștri Nu sunt. Nu sunt Macedon. Nu sunt Armân. Și l-am întrebat pe ăla în comentarii. Zic, bă, dar de unde ți-a venit chestia asta? Îl cunoști pe tata? Da. Doar așa din faptul că sună haleț ăsta și eu când eram în școală în clasa a șapte, așa m-a întrebat unul. Când a citit catalogul, mi-a zis, dar tu ce ești, Tu ce ești? evreu, ce ești tu, Machidon și... Eu nu mă gândesc la chestia asta. M-am acasă, tată, bă, tată, zic, noi ce suntem, că m-a întrebat la la școală. Păi, bă, zice, suntem români de vreo trei generații, așa în urmă, că știm noi, da. E un nume interesant, un nume frumos, Halet ăsta, de unde? Când te cheamă Popescu, nu te întreabă nimeni de unde ești, sau ai dân, sau ai lun, sau, da. deci nu sunt, ca să ne liniștim, nu sunt machidoni E unul în Constanța, George Haliț care e macedon, ăla de vin de cauciucuri la Hala Galbenă. Nu suntem neamuri râdem pentru că la mine e de neamul meu erau haliți, și l-a trans transcris unul greșit Haleț și îi spune, eu, zic, băi, George tu ești Haliț și ești machidon, eu sunt Haleți și nu sunt Macedon, dar sunt venit din Haliț. Deci eu sunt Haliț, de fapt, la nu știu, a doua generație înainte de tata. Și a scris unul greșit haleți, deci eu sunt Haliț și nu sunt Macedon. Tu ești Haliț și ești Macedon, zice. Stai să vezi, zice că eu sunt Haliț, zice ăsta care vinde de cauciucuri. Dacă aș ști voi câte telefoane am primit, o să vând eu cauciucuri. Că nu da George, George, Gheorghe, Gheorghe, Haleț, Haleț. Ba. zice, eu sunt Haliț și sunt Macedon pentru că sunt în halici? <laughs> Tot așa transcris greșit. Era un amuzament la noi când se dădeau și terenurile, când se măritau fetele, când scria ăla în toate felurile acolo și Era mai beat, mai scria unii și pe la biserică, bun. Dar în zona asta noastră, în Dobrogea, Muntenia, Valahia Veche, când dai mâna cu cineva, rămânea că terenul ăla e al tău și toată lumea se respecta în în, în, în regat, cum zic ei. În Transilvania, trebuia acte, Austro-Ungaria a fost mai corectă mai serioasă, da foarte interesant mai sunt 70 de zile până la, la voturile să mai vorbim, să dă Dumnezeu să fie pe 27 septembrie să nu ne încurce COVID-ul ăsta rău de tot da. nu suntem serioși ideea că, că e o invenție COVID-ul ăsta că sunt oameni care nu cred e problema lor e problema lor Poate să nu creadă, dar el să iasă din spital, bolnav fiind, și să se ducă acasă și să se îmbolnăvească toată familia și acum să fie de nou în spital și să nu pățească nimic. Adică societatea care trebuie să mă protejeze pe mine de prostul ăsta care știe că e bolnav și umblă până oraș neprotejat și îmbolnăvește pe toți, pe pușcărie, sau amens mari, sau ei averea, pentru că n-ai voie să faci așa ceva. Lipsa de legislație la noi în situații de, păi, proteja, să mă băi, băiatule. Băi, Constituție, băi, Parlament, băi, Guvern, bă, nu mai lăsați pe ăștia să umbe pe stradă așa. Bă. Și, și dacă el, el în mintea lui, își imaginează că în Elveția, că în Germania, că în America, că peste tot, că nu se mai fac Olimpiade, că nu se mai fac concerte mari, totul e așa ca să-și să bată cineva în șoc, dar te poate. Păi, dar e problema ta, dacă tu crezi, că e o minciună și că e o fa Da, dar ține-o la tine acasă și nu mă deranja pe mine și nu mă îmbolnăvi pe mine. Pentru că mergeți până în spital dacă aveți ocazia să vedeți cum se chinuie un infectat de COVID. Vai de capul lui. Vreo două săptămâni stă cu burta în jos ca să poată să respire. Nenorocitul ăla de de, 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 virus a intrat înăuntru și sparge vase de sânge și încurcă plămânul și nu mai poate respira și după două săptămâni stă numai cu un furtun la care îi zgârie tot gâtul până în plămâni, zgârie când îl scoate, nu se mai reface ăla, da? Și nu-i dă de mâncare și nu-i dă de băut două săptămâni. Și dacă scapă, că mai scapă unii, că nu ajută organismul, că medicamentele, <hă> da? Și dacă mai scapă din chinul ăsta, unii nu se mai refac Rămân fără gust, fără miros și voi în continuare îndoiți că există COVID-ul. Păi, problema ta, poți să nu crezi în Dumnezeu, poți să nu crezi, mă, nu știu, în Hitler, poți să nu crezi că dacă baci mâna la roata la bicicletă, nu-ți o rupe, poți să crezi și vrei tu, mă ești liber, dar nu mă deranja pe mine, da. Ah. Ciudați suntem câteodată, da? Și pe mine nu mă poate, poate, proteja decât legislația. Și dacă voi nu faceți legislația aia și o tot lălăiți, să că ăștia din ce în ce mai mult. Ba, ma. să dea Dumnezeu să ne ferim. Feriți-vă, mai mult. De câte ori intrați în casă, spălați-vă pe mine, pentru că ne asta de, de virus nu e o viitate. E o proteină nenorocită, are un strat subțire de grăsime pe deasupra, care să sparge dacă îi dai cu săpun. Puneți-vă chestia aia. Știți că e obligatorie masca asta pe figură în state de Dacă te-a prins fără mască, ți-a tras o amendă, te-a rupt. Te obligă să, să, te duci cu masca până, până lângă bazin, până lângă apă și pe plaje. Nu vă mai spun de interioare și chestii, da. E problema voastră dacă nu credeți, dar nu vă bate joc de noi ceilalți care avem încredere în autorități, astea așa câte le avem bune, rele, astea sunt autoritățile noastre, ăsta e parlamentul nostru, dar faceți bă legi să ne protejați și ăștia care, conștient fiind că e bolnav, să duce acasă și se îmbolnăvește toată familia, știți, nu? În Dâmbovița, de trecute. S-au dus 20 ceva de ăștia bolnavi în spital, s-au acasă și s-au întors în spital, 20 ceva de familie îmbolnăvit pe toți. Păi ce faci, bă, cu ăștia? Pe le-a întrebat ala, și pe, ci că a declarat pe proprie răspundere. Ce înseamnă proprie răspundere? Proprie răspundere este că ești conștient că îți iau ăștia mașina, că îți iau casa, că te bagă în pușcărie, că îți ia vreo 10.000, 20.000 de euro. Aia înseamnă proprie răspundere. Acolo unde lege nu e nimic, nu e vă copii. Pentru că democrația e simpatică, e drăguță, dar îți dă o anumită libertate de asta și pentru tâmpiți. Da, păcat. Am aflat zilele trecute de o nebuneală asta, da, așa politică, dar o nebunită ăștia, nu mai știu ce să facă. În loc să, să iasă să vorbească cu noi și să ne spună ce au de gând să facă și noi să fim conștienți că mai bine votăm în cură, în la Hârșova, ci că PNL-ul îl vrea pe actualul primar care a fost la Alde. Pe Alde care i-a înjurat pe PNL, îl primești tu pe actualul primar să lucreze la PNL. Organizația din Hârșova o organizație puternică, veche, cu nu de Chiriță, care a fost primar cu multă experiență și s-au împuns și să împung și tu PNL Huțucă ai putea renunța la chidiță acolo care să zicem că nu are șanse dacă a găsit sau n-a găsit un liberal bun tu le prăsta care e actual primar de la ALDE și îl bași la PNL păi dar îi dau dreptate și nu bani n-am luat usr ăsta păi nea PNL voi faceți la fel ca ăștii lanți, bă, da, da, mă Ah. Uneori e jegoasă politica asta și acum înțeleg de ce foarte mulți români de bună calitate pe care eu îi știam nu mai vor să facă politică. S-au retras, da. Sunt dezamăgiți, dacă nu cumva chiar scârbiți, da. Mă gândesc la domnul Chiriță ce o să facă. Vă spun un tip de mare anvergură liberal. Toată viața lui a fost liberal și a susținut activități liberale uriașe. Să pățească așa o rușine... Mă rog, Cuțuc o să dea vina pe urban, urban o să dea vina pe interesele de a fi cu dar sacrifici pe Chiriță, la Hășău, aproape că nu-mi vine să crece. Să vă zic, hai să vă zic o chestie. Da. Știți ce multe am? Da, știți ce multe am? Nu mai știu la care să... Hai să vă zic pe asta că poate reușesc. Șapte greșeli. Apropo de campaniei electorale, apropo că lipsește interesul uh, partidelor să ne spună no, votați bă cu Chițac sau votați cu Făgădău sau votați cu Stelian Ion. Stelian Ion se vede că sunt începători al de USR. Face aceeași chestii care au făcut-o an de zile patele. Umblă singur pe stradă, se întâlnește cu oamenii pe piață. și anul trecut în campanie tot așa pe stradă bloc cu barna, pe... <laughs> se întâlneau cu oamenii. A, că mă întreb pe mine care am îmbătrânit în politică și m-am curvit. Nu faci așa, pentru că poți să faci socoteala. Cu câți oameni te întâlnești pe stradă întâmplător, că nu sunt mitinguri, 10, 20, 30, 100, da? Ia cu 70 de zile, asta înseamnă 100 ori 7, 7 Păi ce faci cu 7.000 de voturi? Da, Dar, Dar ei sunt deștepți, le știu pe toate, deși n-au trecut pe niciunele. teamă mie că USR-ul anul ăsta o să pierdă mult. La năvodare, la înăvodarea, Valentin stă posta de la USR. Nu poate să-i convingă pe al de PNL, pe al de PRM, să meargă cu un singur candidat, să facă așa o istețime în navodare și să le dea peste PNL-ul nu vrea cu USR-ul, USR-ul nu vrea cu PNL-ul. Bă, cu cine vreți, bă, copii? Nu vă înțeleg. Dușmanul vostru nu e PSD-ul, că așa ne-ați spus. Așa ne a tot spus. Așa ne-a tot dus cu vorba. Aveți grijă, bă, copii, să nu vă tragă PSD-ul anul ăsta în parlamentar, e rău de tot. Și să plângeți cum plâng lupii, Iana. Șapte greșeli comune în discursurile proaste și cum le evităm. Deci doar șapte, vă spun, vă învăț așa. Le-am adunat de peste tot. Când ai discursuri, nimănui nu-i plac discursurile proaste aveți grijă. Există greșeli pe care poți să le faci într-un discurs. De la completarea neintenționată a audienței, cu prea multe informații, până la înserarea de imagini amuzante, dar irelevante. Eu m-am ferit în emisiune să am tot felul de, de astea care să bălângă -ne în spate și tot felul de... de -astea. Să fac chestiile astea. La televiziuni mai importante, mai bine toate astea costă ce le vedeți. Cel mai ieftin să am și un microfon aici, niște beculețe deasupra, o cameră aici, de obicei în spatele camerei era un băiețel, nu mai e băiețel, l-a fugit, s-a dus, dus, în locuri mai bune, așa, da? Și mai e cineva la regie care mă urmărește acolo, așa, și eventual vorbește cu mine. Gata, ne gigi, în drumul. Da. da. Imaginea asta poate să strice discursul, da? Și acum mai să luăm, la 1. Eu vă spun, discursul ăsta nu neapărat din punct de vedere al politicianului, e valabil și pentru mine și o să-l comentăm împreună, e foarte interesant. Să, să nu uiți niciodată audiența. Adică cele două extreme de care prezentatorii ca mine ar suferi atunci când se adresează interesele publicului. Furizarea de cunoștințe generice, comune, care nu aduc valoare adăugată. Deci dacă eu bat câmpii acum și vă zic așa de, de soare, de scoici, de chestii de astea, de ce frumos e la noi, că emisiunea se cheamă ce frumos e la noi, dar așa nu vă mai uitați la mine. Și vă mulțumesc că vă uitați la emisiune. Am văzut mai ales pe Facebook, am mii de vizualizări și, și vă mulțumesc. Asta înseamnă că, că nu, nu geaba Deci dacă spun generalități, vă plictisesc și nu vă mai uitați. Sau furnizarea de povești abstracte și terminologii vagi pe care publicul nu le poate înțelege, trebuie să țineți cu faptul că audiența este cea care contează și să-i oferi un discurs care să răspundă nevoilor lor. Întotdeauna când te adesezi audienței, și mai ales în politică, trebuie să știi ce vor oamenii care vin la vot, nu ce le propui tu, chiar dacă le propui lucruri extraordinare, nu se uită la tine. Trebuie să știi ce vor constanțenii ca să te duci tu un mesaj. Tot așa fac eu program, nu te bădai și te-a întrebat cineva ceva, dar cine ești tu să faci tu program de dezvoltare a Constanței? Era unul de aici care a fost ministru la PSD și acum e pe la Pro-România și care spunea facem trece în subterane, facem nu știu chestii, bă, dacă ai întrebat pe cineva sau cât te costă, etc. Bon. Deci învățați o chestie la mine că sunt bătrân importante ce doriți dumneavoastră să vedeți la emisiunea mea, importante ce vor alegătorii, nu ce vrei tu, bazaconii în capul tău. Da, e grea chestia asta. Ori cei oameni care sunt pricepuți și te învață, ori ești prea deștept, ori te joci și te duci acasă. Da. Um, de exemplu, într-un cadru universitar, Subiectul trebuie să fie academic, aprofundat. Pentru o întâlnire cu o echipă de afaceri trebuie să ai rapoarte și analize de afaceri. Pentru o audiență generală discursul asta trebuie să folosească un limbaj comun, ușor de înțeles. Primești și o telefonă și zici ce, ce ai făcut și um, um, greșeli gramaticale și nu mai trage de urechi și mai face așa. Bă, se întâmplă, eu caut să văd ce audiență am eu și cui mă adresez. Nu trebuie să folosesc niciun limbaj preacademic, nu? Și să caut să, să vorbesc în așa fel încât să ne înțelegem împreună, să ne susținem reciproc, să vă placă de mine și eu să intuiesc cam ce vreți. Da? Nu e ușor. Greșeala a doua. Deci prima greșeală ar fi să nu știi cui te adresezi și să folosești așa ori unui bași bombastic, ori chestii generale și lumea să plictisească. Greșeala a doua. Inundarea audienței cu informații. Aici mi se întâmplă și mie, vorbesc prea repede, mi-au spus, bă, Gigi, spui prea repede, vrei să spui prea multe și lumea nu mai e atentă. Corect, deci s-a putea ca eu să comit această greșeală. Publicul nu va putea înțelege discursul. Am încercat să-l facem cât mai detaliat. Publicul va fi inundat cu prea multe informații, nu vrea, obosește, nu mai ține minte. Ce a zis, bă, -a, Gigi, ce a vrut să zică, bun. Acest obicei subminează capacitatea noastră de a vă conecta și de a inspira oamenii. Cunoașteți-vă publicul. Pe cum să fac să vă cunosc pe fraților? Deși avem 9 ani de muncit împreună aici o dată pe săptămână și e bine că a apărut Facebook-ul și acolo mai apar comentarii, mai apar sfaturi, mă mai sună unul altul să-mi zică ce și cum. Da, de deci nu mai multe ori le ascult uh, sfaturile. Unele sunt ciudate pentru că foarte mulți îmi spun cum să fac emisiunea. Dar e interesant că el n-a făcut niciodată în viața lui și n-a scris ceva. Dar în general... Uh, E un pericol românesc. Noi mai greu mergem la medic decât ascultăm ce ne spune vecina. Oh, și ce vecina? Am văzut la la micu așa, Să-i dea niște pilule de astea roșii, că și bunicul la țară a avut un cal și tot așa ținea un picior mai moale și cu, cu pilulele astea să fi vindecat. Noi mai repede credem în ce ne spune cineva pe Facebook sau vecina sau nașa pricepută decât să mergem la specialist la un medic. Da. Ah. Presupunem Asta mă învață în greșeala la doi. Presum că și, și, eu aș fi unul din, din cei care mă ascultă, da? Ascultați-vă, și, și, eu aș putea fi public, și sunt public, că mă uit și eu la emisiunile de televizor, da? Și caut să învăț de -ne. eu, mă uit, eu sunt primul care mă uit la emisiunea mea de câte ori uh, să dă, și să dă în fiecare joi seara la 19, după aia să mai dă la 23 și mai dau, v-am zis băieții ăștia și vină. Și... Ai avea motive să acoperi cantitatea adecvată de informații, să dai un discurs persuasivă, deci discursul să fie convingător și perspicace, fără sufocare. E, mie îmi place să vorbesc dumneavoastră și vreau să vă zic cât mai multe și mai repede și le zic prea repede. Vă rog să mă iertați. Deci comit greșeala două comit și eu. Și probabil că o comit și politicienii. Greșeala 3. Discursurile proaste n-au contur. O greșeală este când crezi că pot susține un discurs fără un contur fără un cadru pregătit, fără, fără, ceva al lui, da? Un discurs dezlănat, așa, se duce în stânga, se duce în dreapta, se duce în sus, se duce jos. Oricât de pasional vorbesc, nu există machiaj pentru lipsa de logică în mesaj. Dacă n-am -am o logică cât de cât să vă trezesc interesul cu ceva sau nu conturez mesajul, dacă ați ști voi, persoana importantă, că mi-ai ce făceai, ai, ai adus ă, și ziceai cum să stă la masă, cum să mănâncă, cum să o și știi cum te-am urmărit. Foarte interesante chestiile astea, da? Mi-a spus cineva, persoana importantă, că e interesant cum a spus eu cu furculițele astea cu câțiva ani de zile, da? Ar trebui să reiau chestiile astea de conviețuire, da? Am făcut o serie întreagă și aș mai face o chestie din codul civil, n-am mai făcut-o. Am făcut odată o serie, de zic în prezentare zice codul civil, că mă așa, eu nu mai vorbesc de codul civil. Foarte interesant, mai ales că e încă nou codul civil și are mari noutăți. Codul civil e mare așa, e legea care ne îndrumă cum să ne comportăm uh, între noi, în societate, cu autoritățile. A, ah, ce frumos e! O să vă mai citesc din codul civil, e, sub, e super. Uneori avem impresia că îl cunoaștem din, din felul nostru de a, de a fi educați de la părinți, de bun simț. Nu, acolo sunt niște lucruri precizate în vechiul cod civil, de exemplu, erai sau nu erai proprietar pe casă, pe teren. Acum proprietarul are vă șapte feluri de, de propriare. Poți fi proprietar numai la un apartament, poți fi proprietar pe toată casa, poți fi proprietar pe teren, poți să fie unul colo, unul colo, unul colo și sau unul să aibă pe toate. Ah, ah, ce chestii greu. E bine să știm. Codul civil ne ajută. De exemplu, moștenirea. Cui să lasă? Dacă faci o neglijență, Pierzi la moștenire. Da? Moștenirea se duce prima dată spre copil, după aia se duce laterale. Foarte complicat. Da? Și când vrei să faci, Doamne Ferește, un divorț cu un partaj, e bine să știi. Relația cu vecinul, dacă facem gardul, îl plătim amândoi, sau îl facem pe ce teren îl facem în gardul, mai spre el, mai spre mine. Da. Când construiești și cere autorizație, bate soare, nu bate soare, intri pe aici, da? Să rupe terenul în două, te mai lasă la să intri pe terenul lui, la trenul tău. Sunt multe, o să vi le zic din nou, mea să aminte de ele. Să nu fac asta greșeala a treia, da? E recomandat să dai un contur discursului pentru ca publicul să-ți poată urmări discursul pe parcurs. Greșeala 4. Unde este ajutorul dumneavoastră vizual? O altă greșeală care provoacă discursul proastă este lipsa de ajutoare vizuale. Toată lumea înțelege importanța elementelor vizuale în prezentări cu instrumente vizuale inovatoare, includeți videoclipuri, diagrame interactive, chestionare live, interacțiune directă. O, oh, ce mi-ar fi plăcut să puteți să sunați dumneavoastră în timpul emisiunii. Ce mi-ar fi plăcut, da. Nu întotdeauna se poate. Noi vrem, dar nu întotdeauna se poate. Și mie îmi pare rău, de exemplu, că nu pot, să sta cu dumneavoastră. Ce mare plăcere a fost pentru mine să comentăm la telefon și să mă întrebați și să vă răspund și să intre și alții, da, Astea care merg pe net, să zic cum a apărut zoom ăsta acum, îl și vezi, Skype, ce noutăți mari. Lumea intră, e în plin progres, o să ne dezvoltăm fantastic. V-am tot promis că vin cu 5 g ăla să vă liniștesc. Nu vă mai speriați, 5G, 5G, ai este a cincea generație de transmisie de asta așa, fără cablu. Și care e? Pe ce credeți că putem noi să ne oprim? Viața merge înainte, progresul merge înainte, nu mai merge cu căruța, merge cu avioane, supersonice. 5G, ai E o chestie care vine în ajutorul nostru. Și dacă vrem și dacă nu vrem, a cincea generație a acestor comunicări fără fir, până... ce? Ne-a întrebat cineva dacă undele radio trec pe unde trec și se... Numai... Fiți așa sperioși că lumea ne vrea rău, că cineva vrea să-i omoare pe bătrâni. A zis că vreau ăștia să-i aresteze. La te și uita, dar că cineva vrea să scape. Am ai, iurea. Omenirea e în stare, pământul e în stare să hrănească. Păi, gândiți-vă gândi mai câte hrană e în oceanul la planetar. Păi știi că noi, nu știm decât vreo șapte în asta din, ce e în oceanul acolo. Să dau un singur exemplu. Stați liniștiți, vedeți-vă de treabă. Viața noastră e din ce în ce mai bună Accesul nostru către progres este din ce în ce mai putem acum să vorbim în toată lumea, să ne uităm acum. Ajung acasă, deschid computerul și mă uit în biblioteca, nu știu care e din America. dar puteam eu să mă sau să vorbesc cu cine? Nu, nu. Sau să ne deplasăm repede de colo colo. Aveți încredere în, în, în oameni. Oamenii e condusă de multă lume de care are greșeală de noi. Nu mai fiți așa de speriați. Greșeala 4. Unde e ajutorul dumneavoastră vizual? O altă greșeală care provoacă discursuri proaste este lipsa de ajutoare vizuale. Da? Uh, nu lăsați informațiile vizuale să aibă prea puțină legătură cu problema discutată. Uh, asta e vorba de cei care comun, nu neapărat noi. Acum eu v-am zis, eu nu vreau în spate tot felul de chestii sau băieții ăștia în să bage poza lui Făgădău, că vorbim de Făgădău sau Nu, dar sunt prezentări în conferințe în chestii și omul să ajută atunci de imagini obligatorii. Trebuie neapărat să ai astfel de imagini. Greșeala 5 un mediu exclusiv. Nimeni, nimănui nu-i place să se simtă exclus. În special publicul meu. Dacă încep să fac pe deștept, dacă încep să folosesc un limbaj, nu știu ce și... Lumea are impresia că o excludă momentul ăla da? și se simte prost. Conectați-vă cu publicul pentru a vă transmite mai bine mesajul. Acest lucru se poate realiza atât cu expresii verbale, cât și nu în verbale. În realitate, tu și publicul puteți discuta și interacționa pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri, aia ce bine ar fi. Pentru a sublinia problemele importante. Publicul își poate introduce întrebările pe telefoane, puteți să lăsați întrebările aici, la redacție, și vă răspund eu săptămâna viitoare. În plus, ați putea face un sondaj live, o oh, ce frumos. Și organizați câteva jocuri interactive pentru a crea o atmosferă entuziastă. Un gest subconștient. Multă lume mă întreabă, Ci, bă, ce băi, Gigi, te scăpine, așa, nu-i frumos. Ba, da, face parte din firescul meu de a comunica cu lumea asta. Nu vă supărați pe mine. Dacă vă supărați, nu mai. Stau așa cu mintea așa. Fac cu emisiunea așa, serios, așa, nu? Nu mai. A murit chestia aia Era la televiziunea aia lui Ceaușescu, unde stăteau ei așa și... Cine asta? Dacă ești um reporte sau ești un prezentator de televiziune, trebuie să, să fii înțepenit așa. Poți fi firesc, ești un om ca, ca toți oamenii. Și nu asta, puteți să veniți în locul meu să faceți emisiuni. Na, da. Dar trebuie să vă pregătiți un pic pentru chestia asta. Greșeala 6. Distragerea manierismului, manevrele de distragere sunt, sunt un, un element descriptiv de la sine se referă în mare măsură la anumite gesturi și mișcări ale corpului, care frustrează publicul, și îndepărtează atenția de la ce spui. Asta uneori fac magicienii chestia asta, dar un timp care vrea să capteze atenția publicului, să știți că publicul nu stă mult timp atent la ce spui La mine, de exemplu, vă uitați și, să zicem, mai mult de câteva minute, pentru că eu schimb subiectul imediat și să nu cumva să, să pierde, dar în general, dacă nu-i capteze atenția, cu tot felul de trucuri, cu tot felul de glume, cu tot felul de gesturi, cu tot felul de, de chestii interesante, se plictisește, lumea vrea repede altceva. De exemplu, ar putea fi gesturi nedorite. Să te balancezi înainte și înapoi în timp ce vorbești cu ei. Eu nu fac chestia asta. Să tragi de mâneci. Da? să tot îți mâinile așa, 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 așa. Eu nu fac asta. Fac însă așa. Astea, nu? Da. Vă rog să mă iertați. Le fac uneori de, de emoții și de... Um, nu mi -a ajunge timpul și aș vrea să vă mai spun și altceva și, și atunci am zis, be, 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 be. be. Ah, ba, vă rog să mă iertați. Um, Stai, 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 sprijinit de, de perete sau de o tablă, când comunici când stai cu amândoi mâinile uh, puse în, în șold uh, când uh, tot eviți și cu, uh, când vreți să transmiteți ceva, uitați-vă în ochii um, audienței vorbiți, de câte ori am avut un invitat aici și o să mai avem invitați i-am rugat să folosească camera care e pentru ei, să vorbesc direct, nu vorbească cu mine vorbească direct cu Constanțeanu așa cum uneori eu mă uit în ochii dumneavoastră și vorbesc cu dumneavoastră um, Greșelile astea pot fi neintenționate, însă căutați să, să, să le acordați atenție. Necesită timp. V-am zis eu că oricine poate să vină să vorbească aici, trebuie să știi să vorbești, să nu te pierzi cu finea, să ai oare ce talent și eu bănesc că le am pastea, Ah, și ce vreau să vă zic, că să nu... Să nu... A, ah, nu să nu... Tot legat de greșel să vă zic câteva. Frumoase, da, bom. De nu poți să acoperi greșeala cuiva, zice ăsta măcar nu-l pârâ. Ne place să ne bârfim. Ne place să le pârâm unul pe altul. Unii au ajuns până la nivel de securitate, știa bine chestia asta. Și dacă vrea neapărat să te folosească ca turnător, pe mine m-au ocolit, deși le plăcea de mine, bănesc, Tocmai pentru că sunt gură și ăștia bun de gură um, vorbesc multe și pot spune prostii, dar au luat ceapă pentru că eu sunt bun de gură, dar dacă nu trebuie să zic o chestie, nu o tată, poți să fii tu cine ești. Dar mă, au și ei niște reguli acolo. de nu poți face pace cu cineva, măcar nu aduce tulburări în plus. Frumos, asta e interesant, nu? De nu poți ajuta pe cineva cu fapta, ajută măcar cu vorba. De nu poți nici cu vorba, măcar nu-i pune piedici. Frumoasă, nu? Ne punem piedici toată ziua. Ai văzut, ce a zis ăla, cum să lua la de mine? Ai, ce? Zici că o să iasă sterpul primar la USR, că e Machedon de-al tău. Nu o să Machedon, mă, și dacă e Machedon de-al meu, care ar fi fost problema? Am impresia că Valentin stârpușa și nici a apărut bine și deja îi deranjează pătrânii. Bă, ai zis că o să iasă matei primara, acum te-ai sucit, o să iasă sterpul. Eu n-am zis că o să iasă și n-am zis că o să iasă matei. Bă, dar nu pot să nu vă spun că l-am avut pe Valentin stârpușa în emisiune de la USR și mi-a lăsat o impresie excelentă. Și de câte ori am făcut o emisiune aici cu cineva, drum în politică, a luat rezultate foarte bune. Bă. Bun. Și am descoperit că sunt oameni de calitate. În politica românească încă mai vin oameni de calitate. De nu te poți bucura de darul celuilalt, măcar nu-l invidia. Eu uite, băi ce și-a făcut ăla, bă, ia uite, bă, ce mi-a adus, bă, ia uite, bă, și A, zi, mulțumesc să De nu poți aduce bucurii cuiva, cel mai bine în viață dacă poți aduce bucurii, dacă poți face cadouri, dacă poți face pe cei din jurul tău fericiți, atunci zice asta, măcar nu-i întrista, măcar nu-i deranja. Dacă nu poți face bine, atunci măcar să nu faci rău. Îi învățam pe ăștia tineri în jurul meu, da, am avut ocazia să lucrez cu mulți tineri să fiu în preajma lor și să, -i, să, -i, să, -i, să, le zic de bine. Păi cel mai frumos în viață este dacă poți să faci în așa fel încât să nu-i deranjezi pe cei din jurul tău. Ar trebui să te intereseze chestia asta. Bun. Zice ăsta de a nu poți fi sfânt, fi măcar om. Eh, aici e mai grea chestia, nu zis să facă De a nu poți fi tu cinstit, măcar nu împiedica pe ceilalți să fie cinstiți. Da? Frumoasă chestie. Oare ăștia care nu sunt cinstiți știu că nu sunt cinstiți? Ne fură cu bună intenție? Nu se pot stăpâni? Am văzut destul după 90 încoace. Liderii noștri că de la o primărie, că spun la guvern, au descoperit că au lângă ei posibilitatea să-și tragă terenuri vile case și au profitat. Pot fi învinuiți? Să puteau stăpâni? Îmi dau exemplu meu. Opt ani am fost consilier județean. Nu m-am înscris la nicio licitație în aceștia opt ani. Și știam, și știam, și știam. M-am dus odată la Techir, eu l-am vrut să-mi un teren acolo și zic, bă, m-am scris și eu. Și m-am dus la ora două. Și s-a se lista la ora 12 Deci probabil nici Dumnezeu nu vroia. Ah Și n-am fost În niciun consiliu de administrație Că știți cum te bagă ăștia Ai tăi șefii politici în Consiliul de administrație Te duci unde duci pe acolo Tragi niște lovele Multe, în care dacă ești băiat bun Aduci și la partid că trebuie Și la partid cheltuie Chestia asta mie nu mi-a plăcut Și n-am făcut-o Am fost chemat să fiu în Consiliul de Administrație și nu m-am dus. De nu poți fi tu drept, aici am mai sucit-o la că dacă nu poți fi cinstit. Dacă nu poți fi cinstit, vă, sunt oameni care nu pot fi cinstit. Ocazia e foarte mare, nu trebuie să-i certăm. Nu trebuie să-i certăm, noi am ales, noi le-am dat puterea acolo, să-i îndurăm, noi să mai arestăm, să-i plimbăm cu cătușe, bă, las, du te bă aici, da pleacă bă aici. Da Bun. Zice acum, de nu poți fi tu drept, măcar nu judeca, pe cei ce vor să trăiască drept. Foarte frumos, da? Și de nu poți urca pe scara virtuților, măcar nu da înapoi. Frumoase sfaturi. A, ce... Și vă citesc în final o chestie frumoasă de la Cicero. Iluzia că distrugerea altora este un câștig personal tendința de a te îngrijora pentru lucruri ce nu pot fi schimbate sau corectate, încăpățânarea de a susține că un lucru este imposibil doar pentru că noi nu îl putem îndeplini, refuzul de a da la o parte preferințe banale, neglijarea dezvoltării și a rafinării minții și lipsa formării obiceiului de a citi și de a studia, încercarea de a-i convinge pe alții să gândească și să trăiască Așa cum o facem noi, A, ce vorbe frumoase astăzi, vorbe din antichitate, oameni buni. Oamenii peste tot au fost la fel. Oameni buni, oameni răi, oameni care pot fi educați. De aceea eu mă bucur că încă mai facem această emisiune. Ce frumoase la noi. Sper să ne vedem și săptămâna viitoare. La revedere!